Salutare, eu sunt Mihaela de la Miso Architect și astăzi vă prezint un apartament rezidențial tip duplex cu 4 camere și 3 băi. Beneficiarii sunt o tânără familie cu 2 copii care și-au dorit o locuință modernă și primitoare, dinamică și vibrantă, având ca și leitmotiv culoarea turcoaz pe care o regăsim cu succes în întreaga amenajare. De asemenea, copiii și-au pus amprenta pe camerele lor, fiecare având o personalitate puternică. Amenajarea a fost preluată într-un stadiu foarte incipient, încadrându-se în tipologia denumită de noi, From Scratch, fiind amplasată într-un bloc care în aprilie 2019 se afla în construcție, având instalațiile tocmai montate. Nu am realizat modificări de compartimentare, dar am ajustat instalațiile conform designului propus și am regândit zona de acces în bucătărie. Amenajarea este într-un stil modern, vesel și vibrant, debordând de personalitate și viață în fiecare spațiu al casei. Finisajele alese de către noi, împreună cu beneficiarii, au în rolul principal superbul parchet chevron cu venaturi curate și mocheta moale într-o culoare gri pal în dormitoare. Accesul în locuință se realizează într-un hol generos, având capăt de perspectivă casa scării și deschidere directă către zona de zi. Astfel, am ales să delimităm, să întregim livingul cu ajutorul unui corp de mobilier special, având rol și de perete media. Zona de acces de sub scară devine un spațiu extrem de funcțional, dar bine mascat cu ajutorul ușii ascunse vopsite unitar cu peretele. Imediat lângă intrare, în schimb, am ales să mascăm panoul electric și alte spații tehnice cu ajutorul mobilierului pe comandă, rezultând astfel o consolă cu oglindă și spațiu de depozitare, având rol atât estetic cât și funcțional. Bineînțeles, așa cum obișnuim la Miso, oglinzile și benzile LED sunt mici secrete foarte de efect. Am ales să acoperim peretele lung către zona de scări cu un superb fototapet 3D ce dă continuitate și adâncime spațiului, acesta fiind vizibil din multiple zone ale casei, mai ales din zona de living. La nivelul tavanelor ne-am jucat cu câteva scape în care am amplasat șine cu spoturi pentru un efect scenografic deosebit, punând accentul pe zonele de interes și oferind direcție și continuitate. Zona de zi are ca piesă specială și unicat biblioteca realizată pe comandă pentru acest proiect, având ca rol delimitarea funcțională între cele două spații și permițând în același timp luminii naturale să pătrundă în zonele de tranzit. Aceasta are un soclu realizat din pal auriu de la Cronospan, un registru vopsit manual cu vopsea decorativă sigilată corespunzător și o structură metalică aurie și rafturi de sticlă securizată în partea superioară. Zona de relaxare cu canapeaua colțar și draperiile din catifea moale este pusă în valoare de placarea peretelui într-o textură caldă de pal lemn, pe suprafața căreia am amplasat un ceas minimalist, modern și elegant. Textilele alese în culori neutre de gri și grej sunt un fundal excelent pentru elementele vedete ale amenajării, biblioteca custom-made unicat, suspensia peste masa de dining și ușa spre bucătărie. Zona de dining se remarcă imediat, având efectul wow al casei, datorită ansamblului suspendat realizat pe comandă din jardiniere amplasate la diferite înălțimi și corpuri de iluminat cu forme geometrice și benzi LED. Masa de dining, cu un superb blat din lemn masiv și rășină epoxidică transparentă, este completată de o băncuță tapițată pentru copii și de scaune elegante în culoarea de accent a casei. Ușa metalică ce delimitează zona de dining de bucătărie este o piesă specială realizată de asemenea pe comandă. Aceasta atrage toate privirile datorită prezenței impunătoare și are o deschidere de tip armonic pentru o utilizare optimă a spațiului. Bucătăria în texturi neutre
Este colorată vesel cu ajutorul mozaicului turcoaz din zona contrablatului și este frumos pusă în valoare de blatul din corian alb și de soclul placat cu oglindă, ce oferă întregului mobilier impresia că ar levita. Am gândit întreaga mobilare utilizând fiecare centimetru pătrat. Astfel am propus ca fosta intrare în bucătărie să fie acoperită cu frigiderul și un soldat de depozitare, iar micul hol să devină de bara dressing. Pentru a masca prezența acestui element în hol, am placat atât ușa cât și peretele alăturat cu lamele de pat. Dormitorul matrimonial abundă în culoare datorită peretelui de accent realizat cu vopsea decorativă cu efect 3D amprentat cu dantelă, iar patru matrimonial de tip box spring, într-o superbă culoare muștar, are ca fundal o placare de lamele cu oglindă antichizată. În zona de dressing, foarte îngustă, am propus pentru a obține un efect de dilatare a spațiului placări cu oglinzi și uși armonice, astfel încât să permită trecerea. Pentru un plus de efect estetic, ușile dulapurilor sunt realizate din două texturi diferite, riflaje gri din MDF în partea de jos, care continuă efectul mochetei, și lemn cald în partea de sus. Amenajarea camerei băiatului este conturată de tema principală dată de sportul lui preferat, fotbalul, pe care îl practică cu pasiune. Astfel, biroul a fost proiectat sub forma unei porți de fotbal, dulapul a fost printat cu imaginea unui teren, iar în zona de acces am propus polițe pentru cupe și trofee, precum și un tricou semnat și înrămat. Fototapetul și textul motivațional cu neon întregesc atmosfera micului campion. Camera celei mici are o mobilare funcțională perimetrală cu ajutorul pieselor realizate pe comandă și o personalitate aparte cu ajutorul tapetului cu buline, vesel și jucăuș. Culorile pastelate și texturile moi ale patului, mochetei și storului conferă o atmosferă caldă și primitoare. Baia de la parter cucerește datorită peretelui de accent realizat din plăcute ceramice turcoaz, la fel ca în bucătărie, frumos puse în valoare datorită oglinzii iluminate și a suspensiilor cu detalii aurii. Ceramica tip chevron continuă textura parchetului și uniformizează atmosfera într-un tot unitar. Baia copiilor este veselă și foarte simpatică datorită plăcuțelor ceramice tip terrazzo completate de kit și lavoar albastru. Baia matrimonială beneficiază de o ușă de acces din sticlă mată pentru a permite luminii să pătrundă în spațiu. Plăcile ceramice ce imită marmura sunt completate de cele din lemn cald, având un perete de accent în zona căzii cu model 3D. Mobilierul suspendat realizat pe comandă cu textura de lemn așezat în model chevron pentru a continua tema casei este completat de blatul alb și de chiuveta tip bol. Aveți curaj să folosiți culoare pentru un spațiu mereu vesel! Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să ne urmăriți în continuare pe rețelele de socializare.